Știți că avem înregistrați doi candidați, de fapt doi care sunt în topul preferințelor, liderii acestor campanii electorale din partea guvernării, doamna actuală președintă, și din partea opoziției, evident cu șanse de a merge în turul 2, este domnul Stoianoglu, pe care noi l-am susținut, și un candidat apartinic, care primul a colectat semnăturile și a fost primul înregistrat și va fi primul în buletinul de vot pentru alegerile din 20 septembrie. Mai avem încă o săptămână. Eu vreau să încurajez pe toți ceilalți candidați din partea altor partide de opoziție sau candidați independenți care vor să participe în această campanie electorală și care sunt pe ultima sută de metri de colectare a semnăturilor. Vreau să vin cu un mesaj către guvernare. Eu consider că toți candidații care vor colecta semnăturile trebuie să fie înregistrați. Noi, Partidul Socialiștilor, vom condamna și condamna orice încercare de a bloca dreptul oricărui candidat care a colectat semnăturile de a participa la această campanie electorală. Eu înțeleg că guvernarea se teme, eu înțeleg că guvernarea are frică și are anumite scenarii în acest sens, dar noi încurajăm, repet, și susținem participarea tuturor în această campanie electorală, tuturor care vor colecta semnăturile.